Foc! Treziți-vă cu toții! Din episodul de astăzi, un foc de tabără provoacă un incendiu și toată pădurea izbucnește în flăcări. Lacul e singura salvare, însă Chloe și Zoe nu știu să înnoate. Foc, foc, foc mistuitor. Vai, ce dezastru! Cine ar fi crezut că într-o noapte oamenii pot provoca asemenea pagube? Sunt stăpânii noștri, nu-i judeca prea aspru, se mai întâmplă accidente. N-ați observat că atunci când oamenii responsabili sunt atenți, nu se întâmplă atâtea accidente? Ce știi tu despre responsabilitate? Responsabilitatea ta e doar somnul, mâncarea și miorlăiala. Încetați! Important este că stăpânii noștri sunt acasă în siguranță, chiar nu pricepeți, nu? Cred că da. De data asta sunt de acord. Mulțumesc! Shep, ești foarte norocos că n-ai mers cu ei așa cum ai fi vrut. De m-aș fi dus, i-aș fi putut ajuta. Îmi amintesc dimineața în care au plecat. Toată lumea e gata de plecare? Sigur! Nu înțeleg de ce nu pot merge și eu. Au nevoie de mine. Cum să am grijă de cai dacă sunt la mile depărtare? Cred că deja copiii sunt destul de mari ca să aibă singuri grijă de cai. Și apoi tabăra e la distanță mare și nici un pic de apă pe drum. Sper să se piardă nițeluși, așa vom avea puțină liniște și pace pe aici. Îmi place mai mult când sunt cu toții la un loc. Cred că Bailey rămâne aici. Bine legat, Alma. Va ține cu siguranță. Mulțumesc, Will. 10 puncte pentru stil, Molly, dar nu cred că poți trece pe sub poartă. Oh, Will! Da? Nu ești amuzant deloc. Și ce avem aici? Cele necesare, așa cum ne-ai spus, Will. Ne-am pregătit perfect. Poate v-ați prea pregătit, aș spune. Cred că glumiți. În ce priză veți băga ăsta? Fetele trebuie să arate bine mereu. Nu ai un prelungitor? Haideți să reorganizăm puțin. Wow! Hei, dar am nevoie de ele. Regret, ce-ar fi dacă le-ai înlocui cu echipament de camping? Ce? Dar de câte oale avem nevoie? Chloe, Zoe, cu toți avem responsabilități în această călătorie. Dacă vor fi probleme, trebuie să fim pregătiți de orice. De exemplu, trusa de prim ajutor este indispensabilă. Mai ales dacă înăuntru se află un telefon. E programat să apeleze numerele de urgență. Numere preprogramate? Nu-i deloc amuzant! Ce probleme am putea avea într-o excursie de 2 zile? Nu înțeleg! Toți ceilalți sunt deja pregătiți! De ce trebuie să cărăm noi totul? Cineva să rămână să se ocupe de treburi, Bailey! Vor mai fi și alte excursii, Bailey! Ei, Aztec! Poate îi va prinde ploaia! Ne apropiem de o pășune. Ne putem lăsa caii să pască. Slavă cerului, sunt epuizată după atâta urcat. Oh, Will! E minunat! Așa e. A meritat să ajungem până aici. Oh, cât mai avem până ajungem în zona de campare? Mie toate pajiștile mi se par la fel. Cine ajunge ultimul în partea cealaltă spală vasele. Bii, Button! Bii, băiete! Stați puțin! De ce nu? Hai, Gimber, să le arătăm cum se face. Verdad? Da, mai ales când eu sunt prima. Uite cum mai călărește Sara. Ha? Iuhu! Iuhu! Hey! Acum chiar sunt ultima. Will încearcă să ne ajungă Scarlett. Haide, fetițo, să nu-l lăsăm. Foarte bine, Sara!
De ce ai fi spus că ultimul a ajuns spală vasele? Dar acesta n-a fost nici măcar un test adevărat de călărie. Știu, n-are sens atunci când nu există juriu. Pepper e mai motivată atunci când are public. Foarte bine! Locul de campare e chiar după creasta aceasta. Haideți să facem repede focul de tabără și să frigem ceva. Da jos bagajele și șeile de pe cai și țesălații. Alma, tu pregătește corturile să le montăm. Prea bine, capitane Will. Molly, despachetează mâncarea și ustensilele și nu uita să fierbi toată apa pe care o folosim pentru gătit și băut. Înțeles, Will. Sara, în jos, pe pajiște, sunt câteva crengi uscate. Le-am văzut. Le aduc? Da, adu-le. Vor fi bune pentru foc. După excursia aceasta va trebui să facem tratament și saună. Chiar după deal se află un lac. Avem nevoie de cele 4 canistre pline. Credeam că am venit aici ca să scăpăm de treburi. Da, ce mai excursie! Bine, fără apă nu vom face de mâncare. Cine le spune celorlalți? Bine, bine, noi suntem fetele cu apa. Când suntem în excursie, depindem unii de alții. Fiecare își face treaba lui. Eu cred că treaba noastră e prea multă, să cărăm 4 canistre pline. Exact, nici nu mă gândesc să car atâta apă la deal. Oh! Acum e mai bine. Stai să încerc și eu. Ai dreptate, acum e mult mai bine. Îți vine să crezi că se mai și plâng? Zici că noi le-am fi călărit în spate până aici. Fii serios, Gimber, sunt doar copii. Și pe tine te-a durut vreo copită pe când erai mâns? Nu cred că Gimber a fost vreodată mâns. El s-a născut matur. Și apoi auziră din nou sunetul acela chiar lângă ușa șoferului. Becky Sue blocă repede ușa și începu să strige: pornește, pornește! Însă când Willy întoarse cheia în contact, motorul bârâi și iar bârâi, dar nimic. Sunetul era mai tare, iar mânerul ușii începu să se miște. Dar mașina tot nu voia să pornească. Iar apoi cu o izbitură grozavă ceva ateriză pe acoperiș. Scuze! Apoi, mașina porni și ogoniră în întunecimea nopții până ajunseră din nou la casa lui Becky Sue. Ajunseră acasă, în siguranță. Însă când Becky Sue deschise portiera, auzi ceea ce păreau a fi ghiare zgârind metalul. Iar apoi teribilele animale se năpustiră asupra ei. Becky Sue țipă! Însă cele două veverițe îi furară punga cu popcorn și se pierdură în noapte. Veverițe! Grozav! Acum cum vom mai putea dormi? Nu! Mai spune-ne una! Nu, e suficient. Celelalte nu sunt foarte reușite. Și oricum, e timpul de culcare acum. Noapte bună, fetițo! Eu voi fi aici, în cort. Nu mai e prea multă apă aici să stingem focul, dar celelalte două canistre vor fi de ajuns. Celelalte două canistre, sigur! Da! Cele două canistre! Ți-am spus că trebuia să umplem canistrele. Ba nu mi-ai spus! Și acum ce facem? Eu nu mă întorc la lac acum în plină noapte. Pune niște pământ peste. E tot aia, nu? Cine o să-și dea seama? Până ne trezim, focul va fi stins de ore întregi. Gimber! Foc! Treziți-vă cu toții! Will, ce e? Ajutați-mă să dezleg caii! Ce s-a întâmplat? Nu știu, dar trebuie să mergem cu toții spre lac. Foc! Toată lumea apară! Bine, bine! Haideți, repede, fugiți! Trebuie să mă întorc să iau ceva.
Opriți-vă! Stăpânii noștri au rămas mult în spate. Tati! Unde este Will? Will, unde ești? A? Will, grăbește-te! Aici erai, Will. Slavă cerului! De ce te-ai întors acolo? Ai fi putut păți ceva. Nu m-am apropiat de foc. Trebuia să mă întorc. Știam că vom avea nevoie de asta. Mă bucur că n-am lăsat-o în regatul cailor. Da, noroc că noi am pus-o în bagaje. Acum să ne luăm caii. Ce? Hei, ce? Ce-i asta? Sper să nu fie o glumă. Ai idee măcar cât este ceasul? Da, Will, am înțeles. Am să anunț. Aveți mare grijă de voi. Totul va fi bine, fetițo. Acum suntem împreună. Ce o să facem? Focul se răspândește. Urcați cu toții pe cai și urmați-mă. Dar nu avem șei pe cai. Călărim fără. Am mai făcut asta la grajduri. Fără șaie și mai amuzant. Ce spui, Chili? Haideți să încercăm, Pepper. Te ajut eu, Molly. Și tu ce vei face, Alma? Eu și Button ne-am antrenat mult. Impresionant! Bine, urmați-mă! Oh! Nu-i prea comod! Oh. Focul ne-a luat-o înainte. Acum ce facem? Trebuie să rămânem lângă lac. Acum. În lac. E singura noastră șansă. Da? Abia aștept să-l not în pijama. Spuneau cumva că vom înota? Am putea să încercăm mai cumva? Am încercat tot ce se putea. Haideți, nu mai avem timp. Notați? Fetelor, nu cumva aveți o piscină de mărime olimpică la vila voastră cea mare? Hei, clorul usucă pielea! Am înțeles eu bine? Ați ajuns până la vârsta aceasta fără să știți să-l notați? N-avem timp de astfel de discuții. Focul avansează continuu. Una dintre voi se poate ține de mine. Sunt o bună înotătoare. Nici gând, lacul e foarte lat. Chiar și un bun înotător ar fi tras la fund cu o greutate în plus. Eu nu sunt grea deloc. Lăsați-mă să mă gândesc. Calypso! Ce e cu oamenii aceștia? Nu știu că trebuie să se ferească din calea focului. Chloe, Zoe, toată lumea, urcați pe cai! Haideți, fetelor, țineți-vă bine, vom reuși. Haide, Scarlett! Țineți-vă cu toții de coamele cailor. Țineți-vă bine! Exact! Imediat vom fi dincolo. Haide, Chili! Haide, Pepper! Chloe, Zoe, totul va fi bine. Nu pot să fac asta! Ba da, pot să o fac! Will, dar dacă am să cad? Will, îmi e frică!
Țineți-vă bine, nu veți păți nimic! Ușurel, băiete, trebuie să stăm în apropierea fetelor în caz că au nevoie de noi. Toată lumea e bine. Ne-a ajuns și Will. Chloe și Zoe sunt bine. Le aud teama. Chili, mergi mai repede, precis că și ție ți-e frig. În sfârșit am ajuns. Foarte bine, Scarlett. Nu știam că ești o înotătoare atât de bună. Hei, ai grijă, Calypso. Sunt destul de udă. Mulțumesc frumos, Miha. Acum așteptăm, așa-i, Will? Da, aici suntem în siguranță. Cine credea că-ți poate fi atât de frig vara? N-aș fi crezut că am să mă bucur așa dacă văd pompierii. Și cine va spune care dintre noi era responsabil cu stingerea focului? De fapt, acum îmi fac griji pentru altcineva. Te învinovățești pentru incendiu, nu? Tu ce crezi? Cu toții am primit responsabilități. Nu e vina ta că Zoe și Chloe nu le-au respectat. Dar față de toată lumea, eu eram cel responsabil. Dar te-ai descurcat bine. Am trecut cu bine noaptea. Am fi putut să ne rănim și noi și caii. Am pierdut doar niște corturi și șeile. Și a fost arsă o bucată din pădure. Dar suntem bine. Datorită ție. Vezi? Sper ca mătușa și unchiul să vadă și ei la fel. Când toți erau panicați, stăpânul tău s-a descurcat foarte bine. Nu e rău când vine vorba de oameni. Uneori îmi doresc să aibă puțin simț ca Balin. Da, ne-ar fi scutit de noaptea aceasta. A fost un simplu accident. Oamenii fac greșeli, însă sunt curajoși și se ajută între ei când e nevoie. În tot acest timp, n-am știut dacă vi s-a întâmplat ceva rău. Cred că v-am sunat de 1000 de ori. Cred că telefonul acesta nu e subacvatic. Și credeți că vom fi lăudați pentru că i-am salvat? Probabil că nu. Sper că ne așteaptă hrană proaspătă acasă și că vom fi țesălați bine. Hei, Scarlett, să mergem acasă. Fără ajutorul vostru n-am fi reușit. Da, foarte bine, Calypso. Muy bueno, Button. Hai să ne întrecem. Așteptați, peligro. Mai bine nu riscați. Am putea să alunecăm. Ți-am spus eu că doar cu câteva picături de apă nu poți stinge focul. Nu mi-ai spus. Ba da. Billy, nu știu ce cred părinții tăi, însă n-am nicio scuză pentru... Vor înțelege. Știu că se mai întâmplă și greșeli. Zoe, mama îți repetă mereu să fii mai responsabilă. Mie? Tu ești cea care ne bagi mereu în bucluc. Tu ești mai mare, ești mai bătrână. Tu zici că știi totul. Așa îmi spui mereu. Crede-mă, părinții mei vor fi înțelegători. Și apoi, părinții fetelor certărețe vor primi nota de plată pentru munca pompierilor. Plus plata echipamentelor pierdute. Bine că își pot permite. Spargem un ghiveci sau când aducem mizerie în casă. Asta e mizerie. Oamenii sunt buni, însă când nu sunt atenți pot să strice totul în jur. Dacă facem mizerie, oamenii țipă la noi și ne alungă. Ce altceva pot să facă? Noi nu putem remedia situația. Pentru ei e mai ușor. Au mâini și se folosesc de unelte. Și uneori trebuie să repare stricăciunile făcute de alții. Câți copaci mai trebuie să plantăm? Cred că trebuie să continuăm până când îi înlocuim pe toți care i-am ars. Vom rămâne aici o veșnicie. Și toate astea pentru că ni s-a părut prea greu să cărăm canistrele cu apă.
Dar dacă am... O, nu începe. Continuă să sap, surioară.